Ne-am suit în mașină ca să ce? Ca să nu stăm acasă. Este una din zilele alea care n-avem niciun plan. Peste tot pe insulă se pare că e vreme urâtă. Am hotărât pe ce autostradă mergem, pe aia de nord sau pe aia de sud? Pe aia de nord. Eu cu stomacul meu, iarăși mi-e rău, cea că ne-am oprit aici la un scoar din ăsta așa. Haideți să vă arăt ce valuri aici. Nebunie. Vorba aia, ești plin de spume ca oceanul. Ia uite ce spume are oceanul ăsta. E spumos. Spumatic. Am crezut că e mai frig, dar e destul de cald astăzi. Am venit până în Icod de Los Vinos. Unde mergeți? Știți voi alt drum? Asta e restaurantul la care am mâncat prima oară când am venit în Tenerife. Prima oară? Uh-huh. Aici pe Russian. E un sătuc tare drăguț. După cum vedeți, avem geci pe noi, fiindcă suntem la munte aici. E mai frig. Asta e copacul cu pricina. Aparent are 1000 de ani. Aparent. Uite-l. E drăguț, nu? Levi. Da. Măricel, așa-i? Cam că e ăsta. Oare are ăsta 1000 de ani, Cristina? Da. Are 1000 de ani. Tania este frig, așa că soția a plecat să o rezolve cu niște papuci. Avem și un parc drăguț. Aici așa vrem să mergem, acum. Unde vezi numai fluturi și unde vin fluturii, zboară pe tine. E fain aici. Uite-l cum vine pe mine. Poate ne mușcă de umeri. Asta e asta. Atât e de drăguț sătucul ăsta, orășelul ăsta, Icod, cochet, așa tipic spaniol, ne place. A ieșit și soarele. S-a făcut mai cald. Hai să stăm să bem un suc și o cafea aici la terasă jos. Uite că pleacă. S-au tirat. Ne punem jos. Ne punem pătura. Uite, se ceartă ca și cățeia de acolo. Bravo. Prietenii noștri! Poate să ningă, poate să ploaie, copiii noștri o fac de oaie. Nu contează. Iată la ei, ca niște cimpanzei. Vă place, mă? Momentul ăla când copilul tău îți spune că ești frumos. Stăm ascunși de ploaie, de frig. Vlad n-are geaca cu el. Sunt la un WC public. Și dacă vă vine să credeți, ăsta mi-e viu. Efectiv, văd oceanul de aici. Ce frumos! Aici, în Tenerife, acum este perioada carnavalului. Ia uite-i! Rupe toba aia, băiatul! Rupe toba! Ăsta e semi-mort! Per
perfecțiune. Hai băieții, ciao la! A luat o razna Levi. Bravo! Iarăși am făcut bani cu el azi. Poate să ningă, poate să ploaie, carnaval în Tenerife. Că mie mi-e cam foame. Sunt un fomist. Ești tu, ești fomistă? Nu? Plantación de platanos. ¿De qué? Platanos, platanitos. Garacico es una urbanización muy, muy lindo. Con muchas gentes, con muchas agua, con muchas aguacetes, platanos. Muchas piedras, rocas, piscinas naturales. El océano es muy peligroso hoy. Oh, mira la ola. La ola es tan grande. ¿Sí? Vamos, chaval, Fran. Plin de turistas bagachosi. Suntem în Garacico, un orășel în nord, orășel, de fapt cred că e ca un sătuc mai mult. Cum stă vila aia cocoțată acolo, hă? Niște valuri, vă arătăm niște valuri. Mă cheamă soția, cred că a descoperit ea ceva. Ah, aici. Deci a venit lava și i-a luat. Știți cântecelul ăla? A venit lava și i-a luat. În Garacico nu a mai stat. Am avut o sesiune foto super faină aici în spatele nostru cu Garacico. Și acum mergem la Buena Vista del Nord. N-am mai fost, nu știu despre ce e vorba, dar în schimb aici e genial de frumos. A început să se încălzească, vremea oscilează, dar acum e destul de călduț, e bine. Iarăși pe cumpărături? E, pe cumpărături? Ce e ăla? Vin de țară de aici, de la oamenii ăștia. Mm-hmm. Da. Hai să vedem vinul de țară, ce gust are. Ia. Are gust de must. Serios? Așa, are aromă, dar da. Este ca ăla care îl face taică-tău la damigeană. Păi da. La sticla, la PET. Da, 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 da. Da. Exact ca ăla de vin de țară, ca în România. Așa e? Original. Da, 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 exact. Dar nu e rău. Nu e rău să știi vinul ăsta. Nu, ăsta e de la mie îmi place să mă băd din ăsta. Îmi place să mă băd din ăsta. Vladi cu lucrurile astea mai neserioase. Vinul ăsta se bea la 2 litri. La PET, nu că s-a mai domolit. S-a lăsat de băut. Ca să slăbească, nu? Da, beau foarte rar. Bea rar, dar și când beai în cantități industriale. Nu, dar chiar n-are cu cine, adevărul. Adevărul e că e bun ăsta, e vinul bun. Un vin bun. L-am luat pentru priveliște, pentru asta. Cred că zici l-am luat pentru priveghi. M-a tentat și aveau așa o, nu știu cum îi zice... Ca aia de acolo, nu? Soi de ăla, da. Ca și cum pui uleiul ăla la... Un carafă mic așa. Carafă. Ăla e cuvântul. Carafă, carafuță. Da. Dar n-am știut de locul ăsta. Nici eu. Poate a vitare și mănânc aici. Ne-a dus Vlad într-un loc mișto. Buena Vista del Norte. Da. Și e un restaurant extraordinar de tare aici. Ce drăguț, măi. Mamă. Asta da, Val. Buena Vista del Norte se numește locația. Cam la aproximativ o oră, o oră și 10 minute de mers cu mașina de Santa Cruz. Astăzi e iarăși pe bogăție, pe plimbărică, pe relaxation. Cristina dorește o pozică și Vlad dorește o pozică the business. O pozică the business. Stau bine, da. Adică chiar stau bine. Da.
Aici e fain să vii cu caravana și să te pui. Anul trecut era plin de caravane tot drumul ăla de acolo. Da. Și acum ai văzut, interzis caravane, interzis camioane, interzis... Da, da. Îți spun, e de la ăștia, de la Golf. Păi nu ne lasă pe noi sărăchile cu caravana. Ce e asta? O caravană cu 5.000 tot găsești. Da. Haideți să vă arăt cum trăiesc ăștia bogații. O bag ilegal acum pe terenul lor de golf, ca să fac un pipic. Ha? Prima mea oare când sunt pe un teren de golf. Hai să vedem, ăsta știe ceva, e ceva de capul lui. Cu șostache. Cu șostache, filmăm, hai. Lovește. Lovește, știi? Uite bă că știe, bă. Știe o bună. Dacă asta face toată viața, îți dai seama că știe. Și acum să suie în bicicleta aia lor, teleghidată, și merg mai departe. Dar nu știu unde, știți? Că nu știu. A? Aiurea. Încercăm și noi să mâncăm ceva? Să vedem ce putem să alegem de 20 de euro. Probabil că câteva cafeluțe. Femeie de nota 10. Merge ea după geci. Face tot ce zic eu. Din ce cauză? Fiindcă banii-s la mine. Uite cum așteptăm să mâncăm la restaurant. A adus Vlad Marin la un restaurant cu vista. Da. Sara, mănâncă ce vreau. Popune? Spune, te rog, și followerilor noștri, ce mănânci tu acolo bun? Grilled cheese. Brânză la grătar? Brânză la grătar și... Blueberries. Ce e blueberry? O dulceață de afine. Afine cu brânză la grătar. Și dumneavoastră aici ce aveți? Un pește? Un pește mic pentru o persoană. Da, e din Cerna. Pescuit din Cerna. Cum se face la Brăila și la Galați. Dar cu prețuri de ocean aici. Adevadul, nu știu, vadul. Este cel mai scump. Vine supa. Oai, ce bine arată așa lui Vlad. Asta ce e? Supă de fructe de mare. Supă de fructe de mare. Să fie primit. Eu mi-am comandat caracatiță la grătar cu cartofi canarioți. Dar ce view avem. Iar asta este caracatița mea și am primit bonus. Nici nu știu ce sunt ăștia. Onion rings, calamari. Ce colți în tine, mă. Ia uitați ce-o prins Vlad în mâncare. Nu aș fi foarte sigur. Predator. Noi am gătat la noi și acum mergem la masa copchiilor. Ne așezăm și acolo. Ce luăm de aici? Supa aia de pui. Ia, pune cuțitul ăla la o parte. Mai au și pâine oamenii ăștia. Gata. Am mâncat ca niște sparți, dar a fost bun. Scump, dar am plătit aici priveliștea mai mult. Vamos? Stella! Stella! Sărăciilor. Zici că-s cu bidineaua? Vă filmez cu bidineaua. Ai văzut așa view vreodată, colega? What? What? Mamă, cum se vede! Ce drăguț, da! Se și vede oceanul frumos. Aici e drumul care duce către Masca. Acel sătuc de acolo, care e absolut superb. De la Masca poți să cobori în vale, jos, 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 până la ocean. E un frig aici că ne îngheață alea, toate cele. Am coborât totuși până la Masca, dar e un frig. Mă mai întreabă lumea, merită mă să mergi la Masca? Bă, e cam dificil drumul, nu prea merită. Și când vine aici zic, mamă, cât de tare. Da, e chiar e superb aici. Plin de palmier, fraților. E o zonă genială. Poți să cobor chiar până acolo în capăt, unde e mașina aia, și până la ocean. Dar pe jos poți să mergi până unde e mașina aia. Cum de nu mai ești așa des pe YouTube? Cum de nu mai postezi așa de des? Pot să zic, nu știu, răspunsul scurt că e frig sau răspunsul lung? Scurt e că n-am timp. Lung e vorba de mai multe chestii, adică e vorba și că am o lipsă de asta de creativitate și nu vreau să zic de chef, că sună prost, că n-am chef, dar știi care e treaba? Am făcut, vă dau un exemplu, am făcut acum un vlog, ne-am mutat, a ieșit un vlog de 90 de minute. Eu nu pot să-l pun asta pentru că nu mi-a fost minte acolo și am filmat ca prost tot timpul și n-am chef. La ce mă n-am chef? Astăzi erai la masă la restaurant, da. Te-ai ridicat la masă să filmezi valul ăla? Da. Ei, eu nu mai am chef. Să fac asta, pentru moment. Deci asta. Dar nu te lași de tot. Pe un scurt. Nu o să revin cu vloguri când o să simți, când o să-mi iasă material când o să-mi iasă așa cum îmi place. Am material, dar mă bucur că am amintiri în vlogurile voastre. Așa că... Îți dăm noi birul. Da. Cu cât era mai lung răspunsul dacă nu era frig. Ăsta a fost scurt că e frig, da. Bun, ideea este că n-ai mai avut foarte mult chef. N-am mai simțit, da, așa? Nu m-am simțit inspirat. Te-ai și mutat? Nu, m-am și mutat, au durat 2-3 săptămâni mutarea. Nu, n-am simțit că iese bine ce iese și...
nu-mi place ce iese și... Dar ai avut feedback bun de la oameni, de la viewers, ai avut... Din... Și prost. și prost. Da. Dar până atunci aveți un canal de urmărit. Aveți pe prietenii noștri care fac vloguri frumoase, foarte, foarte frumoase, sunteți foarte tari. Nu știți. Da, mi-e frig. Da, încercăm totuși o plajă, un nisip. Nu, cum să fie 5 jumate? E 5 jumate, da. Bun, le știi tu pe toate. E 5 jumate, da. Nu mai facem nicio plajă. Cam asta a fost pe astăzi, 26 de grade aici. Venim de la 10. De la 8. Asta chiar e fabulos, dar eu rămân cu gura că stai pe fiecare dată. Dar și cum ieși din tunel. Da, cum ieși din tunel, se schimbă vremea. Dați și voi acolo un like și un subscribe. Dacă l-ați descoperit pe Cipi de venind de la mine, urmăriți-l că editează extraordinar, are glume bune, copii drăguți. Bro. Eu sunt copii drăguți, ai auzit? Vă pupăm! Pa!